Ce înseamnă să fie aniversare? Am Ai primit pupitru, parcă ești președinte de CAP-ul. Mă simt politician. Aia am vrut să zic. Sigur că da. O să fii mai rău ca politician. Nu mai e vreo mândrie să fim ziua de asta. Acum, vreau să vă spun, dragii noștri și celor de acasă, că nu sunteți pregătiți pentru ce urmează. Pentru că, într-adevăr, urmează niște momente dure. Dure la adresa noastră, unul împotriva celuilalt. Vom vedea cine și cum și în ce fel. Roast-uri. Pentru că așa li se spune, și anume atunci când, practic, îți iei la mișto partenerul. Adică ne perpelești, cum s-ar zice. La mișto. Ce mișto ești, ce mișto ai fost, da. Mișto să mă facă Dumnezeu dacă fac mișto de fiecare. Adică cum ar veni râzi un pic de noi. O să încep, pentru că pică pe mine întotdeauna chestia asta. Cred că o să se răzbune rău de tot de pe mine colegii mei. Dar începem cu... Stai, înainte, te rog. Hai să ne pupăm înainte de... Că cine știe ce urmează să ne pupăm, da. Mai bine după? Hai să nu, mai că după nu ne mai... Cine știe ce urmează să ne spunem, Nati. Și... Nu știu ce să zic, Nati. Dar hai. Da. E, okay. Îmi pare rău. Îmi râzi în față și pe la spate mă înjunghi. Da. Mie mi-a părut bine, mi-a fost o plăcere să lucrez cu voi. O să începem cu cel mai nou în echipă, cu Cătălin, prietenul nostru, dragul nostru și bunul nostru coleg. Pentru că, așa cum știți, Cazacu nu este dus la biserică și nu are niciodată bani în buzunar. Poate de aici a și pornit prima dată zvonul că este sărac cu duhul, nu cu bani. Este atât de sărac încât are rate până și la băncile din Cismigiu. Apropo, știți, ați mai fost în Cismigiu? Bun. Întotdeauna i-a plăcut să se plimbe prin lume, însă nu suportă să plătească femeia pentru el niciodată. Așa că, ce să vedeți, îi cere cardul femeii ca să plătească știți? A mers odată într-o vacanță... Nasol de tot. Fiți atenți, a mers odată într-o vacanță all-inclusiv, unde micul dejun era bufet suedez. Și el a întrebat chelnerul dacă îi poate pune la pachet ce n-a mâncat. Știți? Vă rog, mai că pot să că am mai rămas. El visează să fie un star, de aceea a ajuns și la Antena Stars, atras de numele postului. Cazacu este atât de necunoscut încât lumea îl oprește pe stradă numai ca să-l ignore. Râdeți, da? Râdeți! Pe mine mă scușie inima când spun lucrurile astea. Da. Și văd, așa. Nu mă pot. Băi, și tu Brutus. Bun, el mai știe ai? Mai am un pic, așa vreau să îți mai spun câte ceva. El știe că în viața ai nevoie de trei lucruri ca să supraviețuiești: un loc unde să doarmă, un loc unde să mănânce și un loc în care să-și țină fațetele noaptea, proteza, știi, să o pună frumos într-o păhărel. Acum a râs, hai să râdem și noi de ea, Cătălin. Natalia este convinsă că într-o zi va ajunge o mare prezentatoare de televiziune și va lua și premii. Da, și chiar sunt unele voci care spun că ar putea veni un moment în care, dacă ar avea puțin noroc și un tratament adecvat, ar putea duce o viață normală și ea. Ea spune că este și actriță, a apărut în serialul Băieți de oraș, dar a avut mai puține replici decât Cutremurul din 77, știi? Că a trecut prin cadru de două ori. Hai, Natalia, unde ești? Aici! Și aia a fost tot. Când s-a angajat în televiziune, Natalia tocmai se așezase din greșeală cu fundul pe Xerox și așa și-a tipărit CV-ul pentru prima dată. Să trebuia. A fost... Asta a durut. Ești rău stăcios. Din când încep să, adică să mai prind curaj. Tot ce trebuie ca să prezinți emisiuni, draga mea Natalia, era să ai bacalaureat. Știi? Mă opresc un pic ca să caute și Cazacu ce înseamnă bacalaureat. Asta să zic. Și apoi Natalia a intrat în televiziune în forță doar pentru că a greșit intrarea atunci când căuta ghișeul pentru plata ajutorului de șomaj, pentru că era într-un șomaj tehnic permanent și cam asta a fost. Nati, vă pup. Ne-am împăcat. Bun. Acum le dau colegilor mei dreptul la replică să se răzbune. Răzbunați-vă, dragilor. Cătălin? Cine? Eu sunt după gard. Că m-am supărat și am sărit gardul. Simpaticii mei, stați așa, ne-am că nu e așa. Ia să vedem. Și tu ai ceva de spus? Cazacu. Da. Aoleu. Cazacu nu are încredere în produsele de igienă din hoteluri, așa că și-a mereu pasta de dinți la el și și-o ține uscată pe barbă. Pe bărbiță, dragul de el. În fiecare dimineață, Cazacu merge la machiaj și înainte să-l machieze, fetele trebuie să-i reamintească faptul că trebuie să spele dinții pe dinăuntru, ca așa ajunge mai ușor la ei. De fapt, Cazacu și-a lăsat barbă doar ca să nu-și mai dea oamenii seama ce a mâncat dragul de el cu o zi înainte. Pentru asta m-am trezit eu dimineață și am și stat în trafic. Din cauza
cauză că este atât, dar atât de sărac, nu a plătit factura la curent și se îmbracă pentru întuneric. Ar putea câștiga titlul de cel mai prost îmbrăcat prezentator, în cazul în care ar fi prezentator, bineînțeles. El e asta a fost rea. Mamă, mi-e frică de ce urmează. El este de meserie motociclist, ceea ce știm cu toții, că e ca și cum ai spune că ai luat bacalaureatul la Școala Vieții. Cazacu este un vagabond cu ceva carismă. De multe ori, telespectatorii au senzația că este un homeless care a intrat la matinal doar ca să se mai încălzească și el un pic. Eu nu râd. Să mai dați drumul la căldură, uite care chestia chiar. Eu n-am râd. Andrei! Andrei este exact ca publicitatea, prea mult la televizor. Unii spun că mai apare încă pe Antena 1 doar pentru că îl cară Liviu Vârciu în spate, însă alții spun că ăsta este chiar purul adevăr. Andrei joacă fotbal în Național Artiștilor, însă nu de la asta i s-a atras porecla de Hagi Tudose. El este atât, dar atât de zgârcit, încât nu-și mănâncă nici măcar de sub unghii, dragul de el. Nici măcar atât. Toată viața a strâns bani și i-a pus deoparte ca să fie sigur că va avea o bătrânețe liniștită și deși a ajuns acolo, încă mai strânge. El merge în vacanță numai și numai la Sinaia, pentru că acolo primește cazare gratis, mai ales pentru că se cazează mereu sub numele de Cazacu. Acolo are escapade romantice alături de iubita lui, care și ea este cu el, tot pentru că e convinsă că el e Cazacu. Băi, e mult! Andrei, vorbește! Și ceva ce eu nu știu! Băi, nu mă îngropați! Andrei vorbește enorm, enorm și asta doar pentru că acasă abia mai apucă să spună: da, iubita mea, sigur, iubita mea, sigur. Bine! Mam! Bine, o să stăm de vorbă după emisie să-mi spui, poate, Cătălin, dacă știi ceva să-mi zici, frate, să nu mă lași așa. Eu nu pot să fiu rău. Să nu mă lași în ceață. Eu nu pot să fiu rău. Vreau să știu dacă suntem bărbați aia, familie. Frate. Cred că aveți conturi de reglat. Hai, Cătă, fă-ți curaj, puiule. Ia să vedem. De un pic. Ce avem noi aici? Spre deosebire de orice bărbat din platou ăsta, eu nu o să încep cu Natalia, știi? Hai, Răsa, Iana, stai să vezi ce să-i facem. Stai un pic. Ia. O meritai. Toată lumea spune că Andrei este amuzant, dar lumea ar spune asta și despre Iulia Albu dacă ar prezenta o emisiune cu noi doi. Așa cum Pinocchio este creația pantofarului Geppetto, așa și Andrei este creația lui Mihai Albu, pentru că atunci când s-a apucat de cântat, toată lumea zicea că e o cizmă. Apropo de chestia asta, muzica mereu a fost prima dragoste pentru Andrei, doar că, la fel ca în multe alte situații, muzica a ales pe altcineva. Doar dai seama, dar pe el. Andrei vorbește atât de mult încât e clar că în relația dintre el și Liviu, el este femeie. Da. Andrei a chelit și este un exemplu bun că proverbele românești nu sunt chiar exacte. În cazul lui este: Dumnezeu nu bate cu parul, Dumnezeu bate cu părul. Ziceai că părul inteligent sau cum era? A fost. Nu, a fost. Nu. Hai să o lăsăm așa, dar dacă tot e vorba de lăsat așa, vorbim despre Natalia. Am scăpat? Da, ai scăpat. Am scăpat bine. Bine, dar am fost un pic. Așa. Natalia, draga mea colegă, în cazul ei, de câte ori o văd, mi se pare că este o concurență între ea și cardul ei, cine rămâne primul gol. Natalia Mateuți s-a strigat gol la verificarea cardului mai des decât a strigat tatăl ei pe terenul de fotbal. Rezi. Ce să fac să Cardul ei este mai gol decât Andrei de talent. Asta n-am scris eu, pe cuvântul meu. Asta n-a fost, asta... Uite, Natalia este o teroristă la serviciu, așa că să nu vă mai aud că e o bombă, da? Deci nu e bombă, e doar teroristă. Atât. E teroristă fără bagaj. Da, e fără... Mulți spun că Natalia este enervantă, dar puțin știu că cu adevărat este așa.
La fel, n-am scris eu, nu știu. Natalia are mereu datorii la întreținere. Și asta este din convingere, pentru că ea nu plătește întreținerea ca să nu fie întreținută. Bravo, puiule. Așa. Natalia este tot timpul pregătită să plece în lume, are mereu bagajul la ușă și asta este tot timpul valabilă când bate administratorul la ușă că am plecat. Da, iar pentru noi ăștia care o știm mai bine, pentru Natalia expresia avem cu toții loc sub soare înseamnă că mai sunt destule șezlonguri pe plajă în Ibița. Da! Da! Să știi.